Iubiți credincioși, bine v-am regăsit la Gândul Zilei. Astăzi am să vă spun despre dragostea lui Dumnezeu din Coloseni, capitolul 2, prin care am fost mântuiți, dar nu oricum. Este fascinant faptul că Dumnezeu ne-a mântuit prin însăși persoana sa. În Scriptură, termenul mântuire comportă două valențe. Pe de o parte, suntem mântuiți de păcatele noastre, iertați, dar, pe de altă parte, Dumnezeu ne scapă din anumite situații limită. Ei, Domnul Iisus, acceptând această poziție în care am fost noi de păcat, El a suferit și consecințele păcatului pe cruce, și anume moartea. Astfel că El însuși, vulnerabilizându-se, a avut nevoie să fie mântuit, să fie ridicat din morți, să fie salvat din moarte. Loc în care s-a dus ca să ne salveze pe noi. Astfel că unul dintre cele mai fascinante versete din Scriptură este în Coloseni, capitolul 2, cu 12, unde spune că Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat de toate greșelile. Împreună cu El ne-a adus la viață. Acest verset contrastează puternic cu cel din capitolul 10, unde spune: voi aveți totul pe deplin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Cum Dumnezeu, care stăpânește totul într-un mod desăvârșit, nu putea să delege pe cineva care să facă această lucrare grea, care să se sacrifice pentru noi, sau să determine voința oricărei persoane prin care mântuirea noastră să fie realizată? Domnul Iisus Hristos ne-a adus mântuirea prin însăși persoana sa. De ce lucrul acesta? De ce nu a căutat o altă persoană prin care să fim mântuiți? Pentru că Dumnezeu avea în vedere să ne binecuvinteze, să ne favorizeze la superlativ. În primul rând, darul lui Dumnezeu nu este o informație, ci o persoană. Vedem în versetul 6 că spune: după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El. Astfel că atunci când vorbim că ai primit mântuire, este o expresie sinonimă cu l-ai primit pe Hristos. El reprezintă mântuirea noastră. În El ne este mântuirea noastră. După cum și spune textul nostru din versetul 12, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El, împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu. Apoi, noi suntem beneficiarii tuturor comorilor și înțelepciunii lui Dumnezeu. Ca așa spune în versetul 3 din capitolul 2 din Coloseni, în care, adică în Hristos, sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Apoi, prezența lui Dumnezeu este desăvârșită în viața noastră atunci când Îl avem pe Hristos în viața noastră. De ce? Pentru că în Hristos locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Respectiv, avându-L pe Hristos în viața noastră, Îl avem pe Dumnezeu din abundență. Lăudat să fie numele Domnului. Apoi, în versetul 13, ultima parte, spune că El ne-a iertat toate greșelile. Nu există alt substitut pentru păcat, alt agent purificator. Astfel că închinarea noastră nu se extinde niciodată la sfinți, niciodată la îngeri măcar, cum spune și textul nostru din versetul 18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri. Închinarea noastră este înaintea Celui care ne-a mântuit și care ne-a dat viață. Astfel că, așa cum este îndemnul apostolului Pavel, inspirat de puterea Duhului Sfânt, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după puterile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. El reprezintă mântuirea noastră și n-a fost facil.
ca mântuirea noastră să fie câștigată prin persoana sa. Dar binecuvântările pe care le-am primit în urma acestui sacrificiu divin depășesc imaginația noastră, pentru că aici vorbim de dimensiunile nelimitate ale persoanei lui Dumnezeu, ale slavei, a înțelepciunii lui Dumnezeu. Laudă Domnului pentru aceasta. Amin.